Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Polițiștii locali au efectuat o amplă acțiune pentru identificarea acelor situații în care unii conducători auto staționează pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități din oraș. Astfel, în ultimele două luni, zeci de șoferi au fost depistați și sancționați, iar în unele cazuri s-a trecut la ridicarea autovehiculelor. După ce în urmă cu două luni polițiștii locali au efectuat o amplă acțiune pentru identificarea acelor situații în care unii conducători auto staționează pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități din oraș, acțiune cu scop preventiv inclusiv pentru reprezentanții supermarketurilor care au fost informați despre legislația cu privire la necesitatea amenajării acestor locuri conform normelor în vigoare, s-a trecut la verificări în teren pentru a se stabili dacă se respectă legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În ultimele două luni, un număr de 82 de conducători auto au fost depistați și sancționați cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei, iar în unele cazuri s-a trecut la ridicarea autovehiculelor. Probleme de acest gen au fost întâlnite pe străzile Simion Bărnuțiu, Ion Budai Deleanu, București, Proclamația de la Timișoara, Calea Buziașului, Mihai Eminescu, Circumvalațiunii, Vasile Pârvan. În acest interval, aproximativ 30 de timișoreni, inclusiv reprezentanți ai supermarketurilor, au reclamat telefonic că sunt parcate autoturisme pe locurile special destinate persoanelor cu dizabilități din diverse zone din oraș, ultimele sesizări fiind înregistrate pe strada Carei și alea Ionel Perlea. Potrivit legii, se sancționează parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 2.000 la 10.000 de lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv. Este o datorie de onoare și este și o plăcere totodată, sunt convins, pentru noi toți să aducem omagii înaintașilor noștri iluștri. Un asemenea trecut, evident că ne obligă să fim și noi la înălțime. Și eu vreau să apreciez strădaniile foarte multora dintre cei ce suntem astăzi Pașa Liberal. Dar extindem la diverse județe, de a face față acestei exigențe ce decurge din trecutul nostru glorios. Partidul Național Liberal aniversează 149 de ani de la înființare. La Timișoara s-au întâlnit mai mulți membri și simpatizanți ai partidului pentru a marca această dată importantă. Partidul Național Liberal a fost înființat pe 24 mai 1875, fiind în prezent cel mai vechi partid din Uniunea Europeană. Într-adevăr este o zi memorabilă, o zi de care aducem aminte în fiecare an cu mare plăcere, o zi care ne încarcă sufletește și mental, și pentru a putea clădi un viitor așa cum îl dorim și îl avem în viziunea noastră, trebuie să fim ancorați foarte tare într-un trecut măreț, într-un trecut cu mari realizări și așa cum o spunem de fiecare dată, toate marile realizări ale României moderne sunt legate de Partidul Național Liberal și de oamenii minunați care au asumat atunci de multe ori împotriva vremurilor care nu erau neapărat favorabile, un anumit traiect pentru România. La eveniment a participat conducerea locală a formațiunii, candidatul Partidului pentru Primăria Timișoara, Nicolae Robu, dar și membrii ai PNL. Deși suntem în anul 2024, mai multe străzi din comuna Ghilad sunt neasfaltate. Locuitorii se plâng că nu mai pot trăi așa și așteaptă asfaltul mult promis. Ce să vă zic, dezastru. Eu ca eu, da, bicicliștii. Mare mulțumim. Sunt străzi care îi băișă mare. Ați fost pe străzi așa? Cum circulați? Aici, pe dreapta. Nu ieșiți cu mașină. Nu, ăla la rând. Spuneți că nu se poate circula cu mașina. Păi încercați-mă, dacă puteți să treceți pe strada Island. Și ați încercat să vorbiți cu domnul primar, să-i spuneți? Păi noi nu spunem ce să spun. Eu sunt pensionar și... Na. Deci dacă sunteți pensionar, nu aveți nevoie de o stradă asfaltată? Domne, ce să vă spun? Dacă lor este bun, așa e bun și pentru mine. Că eu nu circul în fiecare zi. Care circulă,
Că ar trebui să spună. Unele străzi din comuna Ghilad sunt aproape impracticabile, spun locuitorii care încă au ghinionul de a trăi în anul 2024 pe străzi parcă desprinse din evul mediu. Cu speranța aproape stinsă de tot, oamenii totuși se întreabă: de ce nu-l asfaltează? Păi de ce nu-l asfaltează? Păi de ce? Care sunt întrebările? Nu știu. Nu știu. Nu știu care sunt întrebările. După aceea s-a stagnat, lumea se modernizează, avansează. La noi nu s-a mai întâmplat acest fenomen. Care e motivul? Nu știu. Chiar nu știu. Nepăsare, neputință? Ce credeți? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Însă vă doare? Păi mă doare, da. Ia uitați-vă numai așa la cum arată. Mai mulți locuitori ai comunei Ghilad spun că în loc să evolueze, localitatea lor a regresat. De ani de zile, spun aceștia, nu văd nicio schimbare în bine. Sătui până peste cap, unii cetățeni vor o schimbare. Urât, foarte slab, suntem în urmă cu totul. Asta e, nu avem ce să facem. Așteptăm cu noile alegeri, cine iese primar, să fie capabil să ia din urmă ce n-a făcut. Am încercat să vorbim cu primarul comunei Ghilad, Cornel Guran, pentru a-l întreba de această problemă din localitatea pe care o cârmuiește. Din păcate, nu a fost de găsit în primărie și nici nu ne-a răspuns la telefon, nici până la momentul redactării acestui material. Întreaga comunitate a Universității de Vest din Timișoara aniversează 80 de ani de la înființarea în spiritul care a consacrat-o, unul al performanței și al excelenței, ca rezultat gradual și permanent al unui demers perseverent realizat de cadre universitare, cercetători și studenți, alături de parteneri din comunitate. La viitorul Universității de Vest din Timișoara, ca o agură în societatea în care trăim. Evident că este extrem de important și aducem prețuirea bine meritată celor care au pus piatra de temelie și au ridicat zidurile. Dar de acolo, decenii pe decenii, generație după generație de profesori, de studenți, au contribuit la șlefuirea educației, ducând-o spre excelență. În 1944, regele Mihai al României a semnat decretul 660, prin care la Timișoara, aici, se înființa o nouă titorie educațională, Universitatea de Vest din Timișoara, pentru Timișoara, pentru zona de vest a țării. De atunci, gândul nostru este spre viitor. Și an de an, dintr-o universitate regională, am devenit una națională, una internațională și alături de colegii mei și alte universități din România, am stat umăr la umăr în tranșeele unui război pașnic pentru a duce Universitatea de Vest din Timișoara și învățământul superior din România pe harta ultra complexă și complicată a mediului academic internațional. Aniversarea împlinirii celor 8 decenii de la înființarea UVT a creat prilejul organizării unei serii de evenimente cu profil special oferite de UVT în perioada 23-25 mai 2024, context în care comunitatea academică a UVT reia parcursul evenimentelor memorabile dedicate comunității timișorene sub un generic special al aniversării din acest an, UVT pentru comunitate, pentru Timișoara. În 14 decembrie 1944, după o audiență la primul ministru, ministrul de aici,
Sever Boc și cu câțiva bănățeni au prezentat acest memorul guvernului și apoi regele, cum s-a menționat, a semnat decretul și care a fost publicat în Monitorul Oficial în 31 decembrie 1944. Într-adevăr, deja la sfârșitul anului 44 se putea cunoaște care va fi soarta războiului, adică va înceta. Ceremonia de deschidere a festivităților UVT 80 a fost organizat în spațiul primitor al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Concursul Prietenii Pompierilor, ediția 2024, a adunat mai multe echipe într-o nouă competiție. Concursul a avut caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor. Concursul Prietenii Pompierilor, ediția 2024, a adunat mai multe echipe într-o nouă competiție. Concursul are caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor. În urma parcurgerii celor trei probe de concurs, respectiv proba teoretică, pista de îndemânare pentru obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole, s-a obținut clasamentul pe secțiuni la etapa județeană astfel. La fete, locul 1, Liceul Teoretic Recaș, locul 2, Liceul Teoretic David Voniga Giroc. La băieți sau mixt, locul 1, Școala Gimnazială Milivoi Trifunski din Sâmpetru Mare, locul 2, Liceul Teoretic Recaș și locul 3, Liceul Teoretic David Voniga Giroc. Succesul unei echipe este bazat pe efort, coordonare și implicare din partea fiecărui membru, valori care conturează reușita misiunilor pompierilor salvatori zi de zi. Concursul cercurilor tehnico-aplicative de elevi Prietenii Pompierilor a fost organizat de către Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș. De 1 iunie, Primăria Comunei Parța a pregătit mai multe surprize pentru cei mici. În Parcul Central, administrația locală vă așteaptă în număr cât mai mare să vă bucurați împreună de minunata lume a copiilor. Primăria și Consiliul Local Parța vă invită în minunata lume a copiilor. De 1 iunie, administrația locală a pregătit mai multe surprize pentru cei mici. Așadar, sunteți așteptați în Parcul Central din Parța, începând cu ora 11, unde veți găsi animatori costumați, baloane de săpun, baloane modelabile și un tobogan gonflabil. Vă așteaptă jocuri, muzică și dans, pictură pe față și multe alte surprize. Un DJ va întreține atmosfera. Reprezentanții Primăriei Parța vă așteaptă în număr cât mai mare să vă bucurați împreună de minunata lume a copiilor. Muzeul Național al Banatului organizează vernisajul expoziției Patrimoniu 2022-2023. Cei prezenți la eveniment vor putea admira peste 500 de exponate, fiecare cu povestea sa. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizează miercuri, în data de 29 mai, ora 18, un vernisaj deosebit, Patrimonium 2022-2023. Patrimonium este o expoziție care își propune să surprindă și să încânte publicul cu cele mai noi și valoroase achiziții, donații și restaurări. Cei prezenți la eveniment vor putea admira peste 500 de exponate, fiecare cu povestea sa. De asemenea, cetățenii vor putea explora și descoperi stilul Cornești, unde colaborările internaționale au scos la lumină artefacte din epoca târzie a bronzului. Sănătatea timișenilor este prioritară pentru ministrul Alexandru Rafila. Prezent în județ, Rafila a vizitat unitățile sanitare și a vorbit despre finanțările necesare spitalului de copii și cel de urgență. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila consideră că județul Timiș este o zonă de competență profesională care are nevoie de sprijin din partea Guvernului României. Cu fondurile și implicarea necesară, Spitalul Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara ar putea deveni unitate sanitară regională. Transformarea Spitalului Județean din Timișoara într-un spital cu funcțiuni de spital regional, prin faptul că investițiile care se desfășoară acolo vor permite tratarea oricăror tipuri de patologii pentru pacienții din toată regiunea, din tot Banatul, și nu numai, pentru că și în momentul de față, de exemplu, transferăm la Mare Arș, la Timișoara, din toată țara. Alexandru Rafila a verificat și stadiul lucrărilor la noul corp de clădire al Spitalului de Copii lui Sturcanu. Sunt aici ca să văd ce nevoie are acest spital pentru dotare, pentru realizarea unui helioport. Spitalul este finalizat în proporție de 95% de câțiva ani
și sunt oarecum surprins că el nu a fost finalizat. Înțeleg că urmează acum, înainte de alegere, realizarea recepției acestui spital. Noi o să ajutăm cât putem. Urmează o etapă în care împrumutul de la Banca Europeană de Investiții va face eligibile numeroase spitale din România, dar în mod evident spitalele care acordă asistență medicală copiilor vor fi prioritizate, iar dotarea acestui spital, care estimăm că este în jur de 100 de milioane de lei, ar putea să fie realizată din acest împrumut și cât ține de noi vom sprijini acest proiect. Spitalul de copii lui Sturcanu din Timișoara reprezintă o prioritate pentru Ministerul Sănătății. Cel mai mare centru comercial din Timișoara a găzduit Festivalul Educației. Universitățile și liceele din Timișoara și-au prezentat ofertele educaționale, fiind o bună oportunitate pentru elevii de liceu și gimnaziu să descopere ce opțiuni au pentru viitorul lor academic. Cel mai mare centru comercial din Timișoara găzduiește Festivalul Educației. Până sâmbătă mai puteți explora lumea roboților, descoperi ofertele educaționale și bucura de arta locală. Universitățile și liceele din Timișoara și-au prezentat ofertele educaționale. A fost o oportunitate excelentă pentru elevii de liceu și gimnaziu să descopere ce opțiuni au pentru viitorul lor academic. Ca element de noutate față de edițiile trecute, am avut un punct de măsurare a tensiunii arteriale și a glicemiei oferit de Școala Post-Liceală Henric Oandă din Timișoara. La Festivalul Educației de anul acesta au fost prezenți mii de elevi și studenți interesați să se orienteze în carieră. Vă așteptăm și mâine, pe 25 mai, în zona Atrium, cu o vastă galerie de artă oferită de studenți, elevi și profesori la încheierea Festivalului Educației. Festivalul Educației a oferit vizitatorilor 3 zile pline de inovație, cultură și orientare în carieră. La punctul muzeal Parța va avea loc Festivalul de Arheologie Experimentală. Organizatorile vor prezenta demonstrații despre redescoperirea tehnicilor celor prezenți, materialelor și formelor de tatuaj care au însoțit omenirea din preistorie până în epoca medievală. În data de 25-26 mai, la punctul muzeal Parța, va avea loc Festivalul de Arheologie Experimentală. Festivalul Preistoria de la Parța are plăcerea de a prezenta publicului lumea fascinantă a tatuajelor preistorice. Organizatorii le vor prezenta celor prezenți demonstrații despre redescoperirea tehnicilor, materialelor și formelor de tatuaj care au însoțit omenirea din zona eurasiatică, din preistorie până în epoca medievală. Roxana Elena Stâncescu, arheolog, va susține prezentarea Dincolo de semn, tatuajul în preistorie. Aceasta va fi însoțită de reconstruiri 3D ale unora dintre cele mai vechi și faimoase mumii preistorice împodobite cu tatuaje. Toți cei interesați sunt așteptați să descopere secretele acestor tatuaje antice și cum trecutul prinde viață pe piele. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere!